Ce-ar fi dacă 24 de ore voi mânca totul de aceeași culoare? Toată mâncarea o să fie neagră. Eu nu știu dacă noi îți găsim aici ceva negru. Eu vreau să cumpăr dumneavoastră ceva ce e negru. Bă, nu mai pot mănânc. Însă-și negru. El-i negri aici. Asta e neagră aici. Prieteni, salutare la toți. Astăzi, în acest video, voi vedeți că sunt azi tot negru. De ce noi astăzi 24 de ore să mâncăm tot, absolut toată mâncarea o să fie neagră. Eu nu știu ce mâncare noi îți găsim. O să vedem. Chiar sunt curios, oare ce poți găsești ceva negru, băuturi negre. O să fie tare interesant. Voi nu uitați vă abonați la acest canal, să puneți un like, iar noi începem. Băieți, noi suntem așa în târgul ăsta de Crăciun care este aici. Eu nu știu dacă noi îți găsim aici ceva negru. Eu presupun poate ceva prăjituri sau biscuiți, noi ceva negru îți găsim acolo. De obicei și să vin mai mult plăcinte, panificate, ceva de genul. Așa că începem fiind chiar interesant. Bună ziua, la ce preț e asta? 20. Tot 20? 20. Da, mersi mult. Și uitați voi așa, mafin spun dacă nu mă sau chex, dacă nu mă greșesc, cum arată, frumșel. Băi, el e închis la culoare, eu zic că el e spre negru. El acolo tot prac prăjiturile sunt la aceeași culoare, adică negru eu nu am văzut nică. Noi să încercăm la gust, 20 lei ne-a costat chexul ăsta. Băi, dar e bună cu ciocolată. Numai că el e mitel, dar vezi că 20 lei, nu chiar așa de scump. Ia uite, nu cum arată el așa, tu vezi? Noi mai încerc să vedem următorul produs, care trebuie să mâncăm noi timp 24 de ore. Eu am văzut acolo și au niște biscuiți ceva negri, ceva interesant. Mă duc acum să văd el cât costă acolo. Ce preț e biscuitul ăsta? Mersi mult. Vedeți, ia uitat. Scoate noi prăjitura, băi, de uite chiar e închisă la culoare tare. Și cu nocușoara și din câte văd. Ia să vedem. Ia uite, vezi interesant? 25 de lei, bă, eu aș da din 25 cu 20 lei, 25 cam mai prea mult pentru un biscuit doar. Biscuitele ăsta ar merge tare bine să și un pahar de lapte, ar intra tare bine. Mai mâncăm două gurițe și nu ducem mai departe, să vedem, nu știu, următorul produs, trebuie să trecem la ceva mai serios, ceva mai mare, nu știu, să vedem și mâncare o să fie. Acum începem la Black Star Burger, acolo dacă sunt niște Black Star, acolo noi îți găsim precis burgeri negri. Și noi începem acolo să facem comandă ceva de un burger, poate interesant să fie. Eu vreau să cumpăr dumneavoastră ceva ce e negru, aveți burgeri negri, da. Ai, ce tipuri de burgeri negri aveți? Două care cel mai bune, barbecue sau mushroom? Da, de exemplu, mushroom. Mushroom, da? Hai să încercăm, dar unde este doar. Noi ne-a costat aici 72 lei burgerul ăsta. Eu dânsul l-am încercat acolo de asta și am zis ca să vedem cum o să fie la gust. O să fie 5-7 minute cam așa o să facă, ca să înțelegeți, el e negru anume. Eu mă gândesc și am putea noi mai departe să mâncăm și mâncăruri. Trebuie să luăm mai alcoolă, pentru că ea este neagră. În cald de băuturi negre, eu nu știu. Mă ducem chiar într-un market și o să vedem acolo. Știi care chestia? Plastic la ambalajul negru, dar produsul dinăuntru, adică nu știu, pe smeții sau produsul tip, la nu știu ce, e nas și pe neagră. Doar ambalajul. Adică trebuie cumva să ne rândăm ca produsul anume să fie negru. Cum arată burgerul nostru? Să mărcăm așa frumușel mănușile care e tot vin negre aici. Și flăgulețul la noi tot aici e negru frumușel. Eu ți-ar zici că el arată tare apetisant, vezi? Și interesant. Cașcavalul ăsta cum curge aici, stopește. Facem frumușel un unboxing aici, așa scoatem. Dar nu știu cum scoatem frumușel așa, că să nu boțăm, să nu stricăm nimica. Haide băi! O, dar uite și aici băi! Așa au pus de la soviste, ingrediente la maxim. Aici sunt niște castraveți, niște roșii, niște cărniță, cașcavalul și chifla. Asta e aici văd eu, dar înăuntru poate să mai aibă ceva. Ce am să vedem la gustă mâine? Băi, gustos. Mi-aș zice chiar că e mai gustos ca acela care am încercat atunci VIP, care era și mai scump. Doamne, băi, băiețe. Ia uite cum arată el. Dar și ea că este e mare. Carnea e caldă, da, legumele străși. Serios spun, e ca rușele și castraveții străși. Străși, cum parcă am uite scos și amui din frigider. Și simte asta foarte tare. În prima dată mănânc amui hamburger ca să aibă un contrast de cerbinte și răși. E serios să spun. Gustos tare, dar parcă nu sunt ceva, nu e și e. Sunt tare răși legumele astea, roșii mai ales. Doamne, carnea asta băi și bună la dânsă. Oricum am scos legumele din frigider, adică n-au client și nu au gătit produsul din timp, oricum nu știu. Așa ceva, cred că nu e normal ca tu sunt legumele astea așa de răși și carnea asta așa de cerbinte. Băi, să noi acum începem în market, să vedem, nu știu, poate la numărul 1 și vedem acolo cu ce produsul noi îți găsim negri, la ambalaj, nu știu cum o să fie ele negri sau chiar și înăuntru dacă o să fie produs însă și negru. Așa că chiar interesant, sunt ce chiar acum. Ia uitați, noi și ciocolate și negri am găsit. Ele sunt negri aici, noi să luăm așa câte una. Uite, marsile și culoare negru, tot putem să luăm, cum așa. Bucat de tort noi aici să luăm, din câte văd e negru aici. Dați vă rog o felie de asta neagră. Eu aici din câte văd e cu vișină. Nu știu, zicem și la gust cum o să fie, are mai mult felie vine, mai mult straturi. Mersi mult. Noi ne costă 19,84 de bănuți. Ia uitați voi și băuturi aici negri. Asta e neagră aici. Și vine 16 lei și 90 de bănuți. Băi, luăm, adică eu așa ceva nici n-am încercat. Drive se numește, energy. Băi, ți-a uitat în ce-am luat. Ești negru, măslinile, băutura noastră, tortul negru. Și-am luat niște ciocolate negru. Băi, și-ai tot negru curat. Și avem aici așa sticla noastră. Băi, uite cum i-a arat negru. Știi de ce? Nici sticlele astea ne se, nu știu, asociază cu ceva care, nu știu, uleiuri pentru mașină, pentru benzină. De obicei când duci la magazin de piese auto, găsești așa sticle care e total negru și cu diferite lichiduri în dânsele. Și pe de unde scrie drive? Adică tot ceva legat de mașină. Să încep mai întâi cu măslinile, fiindcă în rest noi avem dulce. Mai mult noi dulce am găsit negru decât produsul de astea care mai, nu știu, care ca primul fields vin sau ceva de genul. Noi și am luat vreo 5 măsline. Băi, și măslinile astea, eu după miros le sunt chelina, îmi plac, mie. Deschidem aici așa frumușel. Ia uitați noi măsline, eu nu știu, el e cu sâmbă, mă tine, că asta e precis, fiindcă nu văd să aibă găuri. De la mai. Și stare răși până dată. Băi, nu mai pot mănânc.
Și numai una? Mai încerc una cu mare greu și chin. A pentru voi? Bă... Bă, nu. Hai cu noi. Dă-le, mă. Mai departe, noi și avem tortișor nos, care el tot așa vine necu și ne-a costat pe noi 19,84 de bănos, n-aș zice așa de mult ușor. Îl deschidem aici, el arată tare din el și el își cocos e deasupra. Și vișna noastră, uite. Nu, n-are sâmbăt. Ia mai bine, el așa e tare vine. E rău că n-am luat eu furculis, fiindcă a să mă joc mult eu pe lingura. Așa, normal, nici bun, nici rău. Pentru banii lui puțini, smerit, adică poți să-l mănânci. Aici e gustos numai chestia asta deasupra care e moale. Mai departe, așa unde e tare, cam nu prea are gust. Dar chestiile astea deasupra oare și sunt. Băgăm în guriță. Ele stare, nu poți le moști. Nu înțeleg, n-are gust. Parcă e o bucată de pâine tare, șezut, adică e uscată. Eu credeam că și ceva mult mai interesant. Băi, dar și mă doar dinții. La cât de tare. Băi, tot e negru, eu sunt negru, mâncare e negru. Sticla și eu cu multă dânsa ne faci și fața neagră. Și produs noi să avem în continuare care să fie negru, negru. Bă, dacă vă place ideea asta, unde noi mâncăm 24 de ore tot doar într-o culoare, scrieți asta în comentarii și dacă atingem la 2000 de like-uri, facem partea următoare și alegem iar o culoare interesant, nu știu, oranj, roșu, cachi și mai este acolo, Iana, și facem și dăm bătaie. Pentru că asta chiar interesant. Ia uitați, băieți, voi, și cu ciocolată neagră aici, 88% cacao, dar pachetul ăsta e negru-negru. Nu știu, noi să vedem și cum arată e. Asta e un batonaj simplu, ceva adică obișnuit. Nu e și niște și ciocolată. Da, e că e ciocolată, bucuria, neagră. Da, e ciocolată, chiar simt că e neagră. Știi că e când e neagră, e o leacă și parcă e amară, cum am. Adică nu chiar așa de dulce cum îți pare ciocolata și e cu lapte. Și mai noi trecem la Marsul nostru. 226 de calorii numai pe batonașul ăsta, să închipui? Nu e așa de mult. Eu nu știu, oricum nu e corect, oriceva, nu știu. E că vezi, pachetul el e negru, dar la ciocolată el e de-a mai deschis. Nu e cum este acum, a fost negru-negru, ca cacao. Nici ai presupun că ești cu lapte. Deci e mult mai bun. Și mai scump, este ne-a costat 6,50 lei. Marsul vreo 13 lei și bonus, dacă nu mă greșesc. Nu știu, în ultima dată am gata așa ciocolată la greu. Pentru că eu de obicei, într-o zi obișnuită, eu nu mănânc ciocolată deloc. Care ciocolată în genere, zahăr, eu nu bag în organismul meu. Am mai venit nou rândul nostru să vedem și la băutura noastră. Hai, parcă în complet, tu vezi? Vitamina B, taurină, cofeină. Mai pe scurt este un fel de energizant cu diferite vitamine. Și n-aș zice că era scump, era 16 lei și bonus. Are un miros puternic, dar nu, nu-mi place la miros cum e. Parcă e un fel de suc de asta ieftin, joi sau ceva gen. Băi, nu-i bună. Da, parcă e un joy zis asta care era ieftin pe atunci. Numai sticla așa pare interesant. E chiar interesant și culoarea are băutura, fiindcă la sticla asta negru aici nu se vede, nu se înțelege. Eu presupun că e în color apa dinăuntru. Nu cred să aibă o culoare ceva. Băi, băieți, voi ați văzut și putem să luăm tot negru de la un market obișnuit. Toate produse care noi le-am găsit acolo, Iana. Noi ne aflăm la Power Kebab, unde în altă parte, dacă noi trebuie să încercăm un kebab negru asta, nu mai decât dacă noi mâncăm mâncare neagră, trebuie numai să fie ceva negru. Eu consider că la Power Kebab e cel mai bun kebab ca de asta și a venit anume aici. Eu aici am încercat cel mai tare neplăcut din toate care le-am încercat în Chișinău ăsta. Vreo 10 minute cam așa o zurez, din câte mi-a spus. E cum mănânc cât de gustos e acolo, n-am răbdare să văd. Hei, băieți, uitați voi kebab nu cum arată el negru aici. Aici scrie că e black kebab negru nume. Eu cum uit la kebab negru, parcă ceva neobișnuit pentru mine, serios să spun. Pentru că ești de prins să vezi numai kebaburi le au. Doamne. Băi, dar e bune. Ia uite cum arată el așa. Cât carne și la plen. Deci nu este un power kebab ca și pe bulcani. Câte noi amestecuri de mâncare l-am făcut cu negru. Burgerul și la era 72 de lei, este 69 de lei. 69 de lei. Mult mai gândit să iei în așa ceva. E că să iei un burger care bichel și nu înțelegi nică din dâns. Care era și reșe și șerbinte în dânsul. Mai gândit iei ceva care normal făcut, mai mare, tisatură și așa mai departe. Și suculent pe lângă asta. Băi, băieț, asta e cu totul altceva. Eu aș mânca încă vreo 3 de esteane, serios să spun. E cât e de bun. Eu sunt șoc după ce mănânc kebab și mai ales un kebab care e bun, e gustos într-adevăr. Aseară aveți cărbune? Băi, băiței, nu-i luat aici nici cărbuni, el dacă tot e negru, după ce am mâncat noi toate, nu știu, prostiile, am mâncat și măsline, am mâncat și dulciuri, am mâncat și ciocolate, și kebab, și burger, trebuie niște cărbuni aici să mâncăm. Noi cu asta terminăm pentru azi. Sper că v-a plăcut foarte mult acest video. Țineți minte, 2000 de like și ne facem partea următoare. Unde să mâncăm toată ziua doar o singură culoare. Voi nu uitați să abonați acest canal, să puneți un like, iar noi ne vedem în video următor.